am cheltuit mai mult decât am încasat, iar asta ne va costa. Spun asta economiștii care au analizat starea bugetului de stat în primele 4 luni. Încasările statului au scăzut cu 1,3% față de perioada similară din 2019, iar cheltuielile s-au majorat cu 12,7% în primele 4 luni din acest an, arată datele finanțelor. Prin urmare, deficitul bugetului de stat a crescut de peste 2 ori în perioada ianuarie-aprilie și a ajuns deja la 2,48% din PIB. Nu era de așteptat la valorile astea. Sigur că deficitul trebuia să crească, pentru că hai să luăm lucrurile așa cum sunt. Bugetul dinaintea guvernării liberale nu era atât de rău, cât mi se spunea, avea problemele lui. Deci a fost un buget fragil dinainte. El s-a fragilizat pe urmarea coronavirusului, dar mi se pare puțin cam rapidă creșterea de. Guvernul estimează că vom avea un deficit bugetar de 6,7% din PIB anul acesta, mult mai optimist decât estimările analiștilor. Consiliul Fiscal are un scenariu în care deficitul ar depăși 10% din PIB, iar analiștii băncilor Raiffeisen, ING și BCR estimează pentru acest an un deficit cuprins între 7 și 9% din PIB. Speranța asta are câteodată iluzorie. Cel puțin la acest moment, că avem bani de la Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană ne dă voie să mărim deficitul pentru noi, este foarte, foarte periculoasă. Iar în momentul de față, România nu poate să-l acopere decât prin împrumuturi, fiind o țară cu o credibilitate nu atât de mare pe cât ar trebui să o aibă pe piața externă, împrumuturile vor fi din ce în ce mai scumpe.